my chocolate attack. Shit, I'm stepping in harder this year. Yeah, bear rapping in harder this year. Watch me as I gravitate. Ha 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 ha. Yo, we gon' ghost town, this Motown. Luka Modric este unul dintre cei mai buni mijlocași din ultimii 10 ani. La vârsta de 6 ani, bunicul lui a fost împușcat mortal de rebelii sârbi, iar casa i-a fost incendiată. Astfel, el a fost nevoit să părăsească orașul natal, Zadar, și s-a mutat într-un hotel alături de membrii familiei, devenind astfel cu toți refugiați într-o zonă de război, iar tatăl său a intrat în armată. A crescut printre sunetele exploziilor grenadelor. Un angajat al hotelului în care a stat Modric la acea vreme a spus că a spart mai multe geamuri din hotel decât bombele. Juca fotbal non-stop. Modric nu avea un fizic impunător, dar avea o voință incredibilă. Chiar dacă antrenorii lui spuneau că e slab și timid, el nu se lăsa bătut. Primele lui apărători de fotbal au fost făcute de tatăl său din lemn. Tânărul croat a dat probele la unele din forțele Croației, la Hajduk Split. Dar nu a fost primit. Managerul lui Zadar a crezut mereu că va deveni un mare fotbalist și l-a dus la Dinamo Zagreb. Este împrumutat două sezoane, iar în sezonul 2004-2005 joacă 8 partide pentru Dinamo Zagreb. Încetul cu încetul, Luka Modric devenea mult mai bun și reușește să se impună. Acesta reușește să marcheze 32 de goluri în 132 de meciuri pentru Dinamo Zagreb și este cumpărat de Tottenham pentru 21 de milioane de euro. Modric impresionează în tricoul lui Tottenham, unde în decurs de 4 ani reușește să joace 159 de meciuri și să marcheze 17 goluri. În 2012, Real Madrid îl cumpără pe Modric pentru 30 de milioane de euro. Presa din Spania îl numește unul dintre cele mai proaste transferuri din istoria lui Real Madrid. 6 ani mai târziu, Modric cucerește în tricoul Real Madrid 4 trofee Champions League, un campionat, o cupa Spaniei, 2 supercupe ale Spaniei, 3 supercupe ale Europei și 3 campionate mondiale ale cluburilor. Mai mult de atât, are 7 trofee pentru cel mai bun fotbalist croat al anului. Cea mai mare performanță a lui Luka Modric este cea ce a realizat în vara aceasta, cu Croația, când ajunge în finala campionatului mondial. Chiar dacă pierde finala, acesta a fost desemnat cel mai bun fotbalist de la campionatul mondial și cel care a alergat și cel mai mult. S-a născut într-un sat pe nume Modric, cel mai bun prieten al lui este Ciorluca. Managerul lui Bazi de la Zadar îi spunea mereu că va ajunge la Real Madrid. Fotbalistul lui preferat este Ronaldo, Ronaldo brazilian. De câte ori marchează pentru Croația, acesta termină meciul neînvins. Pe vremea când Ancelotti era antrenorul Real Madrid, spunea că Modric este cel mai bun fotbalist pe care l-a antrenat. Barcelona a încercat de multe ori să-l cumpere. De la Real Madrid este jucătorul cel mai apreciat de fanii Barcelonei. Participă mereu la Ziua Mondială a Refugiaților. În concluzie, Luka Modric a avut o copilărie foarte grea. Nu a avut un fizic incredibil, dar a reușit să devină unul dintre cei mai buni fotbaliști din lume, prin multă muncă.